Pentru că agentul Apocalipsei trebuia să ne găsească până la urmă, a venit momentul să o primim așa cum se cuvine pe Baba Anxi. Anxi? Anxi de la anxietate? S-a stricat vremea, vine Baba Anxi. A dus distracția pe ziua de azi. Gata, începe umor. Te-am surprins! Și pe mine mă surprinde că ești încă aici. Ia spune-mi, ți-ai văzut vreodată anxietatea cu ochii? Nu? Atunci uită-te mai bine! Eu sunt unica și singura Baba Anxi! Feriți-vă că a venit anxietatea cu doi negi. Unul aici, unul trei negi. Era... Nu puteam să-mi iau ochii de la negii aia. Un fel de Aspazia, mai pe înțelesul tău. Doar că eu nu te iubesc la fel de tare și o să te lovesc mai rău. Mai rău? Baba Anxi. Am intrat și a lansat, cum zice, un val de teror. Realizat că astăzi trebuie să-mi observ atent colegii și voi avea parte de amuzament. Natantico! Ia de iubita! Cosme! Tu credeai că o să scapi? No! Atunci mă bucur că oricum nu mai aveai de mult cale de scăpare. Tu-ți vezi anxietatea cu ochii în fiecare dimineață când te trezești. Chiar așa? Ce mai face Lizzie? Bine, sănătoasă? Să știi că datorită ei mai am și eu momente de pauză. Te văd pierdut. Nu știi ce înseamnă anxietate, așa-i? Lasă că ți-explic. M-a speriat, jur, când l-a luat pe bordea și a zis, mamă, vine la mine, ce o să zică de mine? Era destul de un personaj. Și era destul de... Adică nu ieșea deloc. Zic! Și negul ăla pe... Și acolo lângă mine. Du-te un pic mai încolo. Mă tache, Delia. Fii și tu atentă, că nu vreau să mă repet. Anxietate e atunci când ți-e frică de ceva. Ție ți-e frică de public? Da, tu intri pe scenă ca la tine acasă, fără nicio plăcere. Dar nu trebuie să te stresezi de asta, Doamne ferește. Pe tine altă întrebare trebuie să te macine. La cât mai stai la mine? Oare eu? Când voi fi schimbat? Zic, doar îți zic. Dar n-am făcut pe mine, de ce să mă schimb? Eu! Sunt Baba Anxi.
Am luat formă fizică. Trebuie că la Delia a plecat pe scenă, că se apropia chelul și era frică să nu o lovească. Matache, Delia! Tu vrei să se creadă despre tine că tu nu ai anxietăți. Dar tu ai, cum să nu ai, că toată lumea are. Doar că la tine nu se văd, că le-ai ascuns pe toate sub caserole de mâncare și haine la lui. Știu, este greu să compui piese extraordinare. Te mai părăsește și inspirația asta. A ta și-a făcut bagajele și a plecat în vacanță la Lololo. Logic! Ar fi să te streseze și să te macine. Altă întrebare. Oare mai sunt relevantă? E posibil să da, e probabil că nu, după cum zicea un mare clasic în viață. Draga mea, ăsta este un moment bun. Să te panichezi! Zic, așa! Toți aveți îndoieri, frici. Baba Anxi le știe pe toate. Lasă, nu trebuie să vă fie frică, nu. Mai bine le scot eu la suprafață, că după aia o să vă mănânce pe interior și o să vină în vizită sora mea, depresia. Mă sperie. Dar ea nu e nici pe departe la fel de sinistră ca unicul om care îmi dă mie anxietate. Nici nu știu dacă să mă sperii sau să mă bucur că te întâlnesc, Ion, Cătălin, Ștefan. Mă înclin, maestre. Privește-o. Simt că am multe de învățat. Încerc să mă ții departe. Dar nu așa funcționează viața, nu? Eu știu că te gândești adesea la moarte. Am trecut de etapa aia. Oare le va fi dor oamenilor de măcelarul de la Iumor? Asta nu știu. Oricum, nu cunosc răspunsuri. Dar ce știu însă este acel gând care te bântuie în fiecare noapte ca apoi capul pe pernă. Când o să mor, ce o să scrie în necrolog? Ai fi vrut să fie difuzabil, de-aia tac. Când o să mor, ce o să scrie în necrolog? Jurat sau înjurat? Așa. Înjurat, suprajurat, extrajurat, megajurat. Atacat? Atacat? Nu, aici nu cred că l-a nimerit pe chelul.